că au sosit între prieteni canotorii noștri de aur, premiați la campionatele europene de la München, medaliată cu aur la simplu vâsle, categorie ușoară Ionela Cozmiuc, și campionii Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, care au câștigat proba de dublu rame la europenele de canotaj. Rezultatele de excepție se datorează întregii echipe a României, din care face parte și Vasile Oșean, medicul lotului de canotaj, este și el prezent chiar acum în studioul Radio România Actualități pentru o discuție despre campioni și despre performanța sportivă de vârf care aduce românilor tot mai multe bucurii. Bine ați venit, oameni buni! Bine v-am găsit! Bună ziua! Cu drag vă așteptăm întotdeauna aici. Ați reușit din nou să zburați cu barca. Felicitări! N-a fost ușor, cred. Meritați pe deplin admirația noastră că ați muncit mult și cu adevărat pentru aurul ăsta. Felicitări! Mulțumim! Într-adevăr, nu a fost tocmai ușor, dar acest rezultat este foarte satisfăcător pentru noi, fiindcă eu cu Sergiu formăm acest echipaj de anul acesta și am avut înainte o cupă mondială în care am obținut locul 1 în finala B. Nu am fost tocmai mulțumiți, dar am fost mult mai serioși, ne-a motivat mult mai mult acel rezultat și uitați că la acest campionat european am reușit ce se putea mai bine. Marius, dacă nu l-ați recunoscut, dacă nu urmăriți în acest moment pagina noastră de Facebook, unde transmitem în direct imagini din studio cu campionii noștri, din când în când voi menționa cine e la microfon, pentru că sunt 4 invitați în studio. Cred că deja sunteți obișnuiți cu prezența pe podium, sau mă înșel? Aveți emoții când mai cântă imnul național? Da, de fiecare dată când ne cântă imnul național avem emoții și iar eu cel puțin îl savorez, așa să zic, mă bucur de el și de acel moment. A vrut și Ionela să spună ceva. Nu poți să te obișnuiești cu intonarea imnului, de fiecare dată emoțiile te copleșesc. Cred că este un lucru după care tânjesc toți sportivii de înaltă performanță. Ce este mai frumos decât să-ți cânte imnul? Pentru tine, Sergiu, cum a fost? Trăirile pe care le simți atunci când îți cântă imnul sunt greu de descris în cuvinte și, cum a spus și Ionela, nu ai cum să te obișnuiești cu așa ceva. De fiecare dată e diferit și în urma unei curse în care ai dat totul și ai obținut rezultatul dorit, clar, satisfacția este imensă. Și satisfacția și sentimentul acela în sânul echipei cred că este de neprețuit atunci când aveți o zi de aur, cum a fost cea în care a câștigat și Ionela și echipajul 8+1. Trebuie să menționăm și faptul că au fost 5 medalii de aur, da? Câștigate la dublu rame feminin de Ioana Vrânceanu și Denisa Tâldescu, dublu rame masculin, așa cum spunea Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, dublu vâsle feminin Ancuța Bodnar și Simona Radiș, simplu vâsle categorie ușoară Ionela Cozmiuc și 8+1 feminin sunt Magdalena Rusu, Iuliana Bucușa, Ancuța Bodnar, Denisa Târdescu, Madalina Bereș, Amalia Bereș, Ioana Vrânceanu, Simona Radiș și Adrian Monteanu. Mai sunt și 3 medalii de bronz pe care le-au obținut cei din lotul național de canotaj și alături de toți aceștia a fost prezent ca întotdeauna și medicul echipei Vasile Oșean. Cum reușești să-i aduci în formă pe sportivii noștri mereu, Vasile? Interesant la acest concurs a fost faptul că echipajul de 8 a dublat și provocarea a fost un pic mai mare pentru că sportivii cu o zi înainte au luat 2 medalii de aur și o medalie de bronz, iar după încă o zi să-i aduci în forma fizică, psihică, să poată să performeze la cel mai înalt nivel. Este o provocare și e o provocare pe care trebuie să o realizezi astfel încât sportivul să nu realizeze că tu faci asta. Adică cumva trebuie să-l păcălești cu ghilimele de rigoare, încât să creadă că totul vine de la el, iar tu doar ești din exterior niște mici butonașe, uite, trebuie să iei sucul acesta să-l bei sau lucruri simple, mici, de la capăt, care nu trebuie să creeze un disconfort că este dirijat așa ca pe o marionetă. De unde ai învățat tu asemenea lucruri, o asemenea strategie? Pentru că și tu ai fost canotor de performanță. Nu de performanță, eu am făcut canotaj că am vrut eu să fac. Ai făcut așa o nebunie de traversarea Mării Negre și a Oceanului Atlantic. E o performanță, zic eu. Pe tine cine te-a învățat? Te-a învățat toate aceste trucuri? Aceste trucuri au venit așa natural în timp. Sunt în spatele sportivului din 2006 și multiple situații în care ești pus, dacă ești suficient de atent, îți aduc experiență de fiecare dată. E important să nu fii încăpățânat și să lași informația să vină la tine, să o lași să o procesezi și să găsești cel mai bun, spunem, remediu pentru situația respectivă și să o folosești ca remediu pentru următoarele situații în care poate mai ai nevoie să îl mai și șlefuiești puțin. Nu, lasă că știu eu. Am știut eu în situația respectivă foarte bine, în situația asta nouă, știința veche cu ceea ce e acum în prezent să-ți dea un rezultat mai bun. Și ai de-a face cu oameni încăpățânați? Te ascultă sportivii? Discutăm despre un lot în care componenții lotului sunt sportivi de înaltă performanță și pentru ei dorința de a performa din ce în ce mai bine e de bază. Și atunci orice sfat vine din exterior, de la persoane care deja sunt verificate că îi ajută în performanță, cred că încăpățânarea nu-și mai are rost în toată povestea asta și cooperarea este foarte bună. Din punctul meu de vedere, lucrurile așa sunt și așa trebuie să fie cu orice sportiv de înaltă performanță. Exemplu de cooperare în studio în acest moment între cei doi campioni, Sergiu Bejan și Marius Cozmiuc, au tras împreună la rame și au câștigat exemplu de colaborare în familie, familia Cozmiuc. Bucuria și emoțiile cred că au fost cu atât mai mari cu cât voi o urmăreați și pe Ionela, nu? Și vă doreați să câștige. Cum a fost momentul acela? Într-adevăr au fost emoții foarte mari. După cum am tot mai zis, eu nu am emoții când am detras eu cursa mea, dar când am stat pe mal și am privit-o pe Ionela, am avut emoții foarte mari și transpiram acolo și îmi doream să fie cât mai în față, să fie bine. Programul unui sportiv de mare performanță, care este, ce alte, pe lângă trucurile astea, Vasile, ce mai folosiți? Se folosesc suplimente, tehnici deosebite? Sunt foarte multe lucruri așa îngrenate. Trebuie să iei în calcul câteva principii mari, care înseamnă o susținere a efortului fizic, apoi o refacere post-efort fizic, să pregătești corpul pentru următorul antrenament și din când în când, că periodic, perioadele sunt bine stabilite, așa zisele momente de refacere în care dedici timp special pentru readucerea corpului într-un echilibru. Astea sunt așa niște linii mari. Dar apoi, în linii mici, sunt foarte, foarte mulți factori. Foarte importantă socializarea, e foarte importantă ore de odihnă, să prinzi cât mai multe ore de somn sau de odihnă între ora 22 și ora 2 noaptea. Pentru a-și reîncarca bateriile. Sunt ore foarte importante pentru refacerea sistemului nervos. Sunt multe trucuri mici, dar care pentru noi acum au intrat deja într-o normalitate. Dacă la început, zic în 2016-2017, discutam și aveam întâlniri și explicam anumite lucruri cât de importante, de exemplu, pentru creier, ca înainte de somn să nu stai să stai pe telefon, pentru că îi dai de lucru creierului și după ce te-ai așezat în pat și nu mai e un somn odihnitor. Adică, cumva, lucrurile intră într-un reflex acum și nici nu trebuie să le mai explici. Vine într-un mod natural. Foarte multe lucruri din care sau pentru care am depus un efort deosebit în trecut, pot să spun acum se cureg roadele, pentru că munca este mult mai ușoară, pentru că deja ei sunt învățați într-un anumit mod să relaționeze cu ei și cu antrenamentele în sine. Revenind la campionii noștri, Cozmiuc, voi știu că sunteți din zona Sucevei, da? Sunteți din Bucovina, de undeva? Nu? Da, toți trei suntem și Sergiu. Asta era curios că în Câmpul Lung Moldovenesc. Din Câmpul Lung. Suceva, da. Cum e? Care a fost traseul tău spre performanță? În anul 2011, în urma unei selecții la liceu, chiar eram în primele zile ale liceului, au venit antrenori de la Clubul Sportiv Școlar Orșova în selecție și nu după multe zile, practic am plecat la Orșova, de unde mi-am început cariera sportivă. Timpul a trecut, aș putea zice, ca vântul și iată-ne astăzi, după aproape 11 ani, am reușit împreună cu Marius să cucerim titlul european. Și ați făcut o mulțime de oameni fericiți, oameni cunoscuți, necunoscuți, susținători din familie. Au avut mari emoții, cred, foarte mulți oameni. Doamna Elisabeta Lipă e din nou foarte mândră de voi. de toată echipa României, felicitări. Toată munca asta, toate sacrificiile pe care le faceți pentru performanță, merită? Cum simțiți? Ce... Cu siguranță merită, pentru că atunci când obții rezultatul pe care îți dorești, efectiv uiți de fiecare durere prin care ai trecut, fiecare antrenament în care simțeai că vrei să renunți, însă ceva te împingea să continui. Și momentele acestea sunt unice și, din punctul meu de vedere, nu oricine se poate întâlni cu ele. Urmează să plecați la mondiale, nu? Peste 3 săptămâni. Cum? Ce așteptări sunt? Există o presiune a rezultatelor asupra voastră? Cum simțiți? Marius, Ionela? Da, într-adevăr, în 3 săptămâni plecăm la mondiale. Presiunea există și a existat tot timpul, pentru că sportul nostru de-a lungul timpului a adus nenumărate rezultate foarte bune, dar noi reușim să o gestionăm și să ne bucurăm de concurs în primul rând și după aceea de rezultatul obținut. Chiar așa, ce vă place cel mai mult în acest sport? Concurența între noi la antrenamente, deci mie cel puțin îmi place foarte mult când avem antrenamentele de intensitate, suntem aliniați la start între noi și ne luptăm acolo până la capăt să ne câștigăm locul cât mai în față. Și cel mai greu lucru care vi se pare în acest stil de viață pe care l-ați ales? Monotonia. Că efectiv facem în fiecare zi același lucru și poate câteodată este greu de gestionat, însă și cu sprijin din exterior și cu multă ambiție reușim să o scoatem la capăt. Sunt curios care mai sunt condițiile de pregătire și aici poate fiecare veți aduce câte o informație. Suntem mereu interesați ca sportivii noștri să aibă condiții cât mai bune de pregătire. Cum e cazul la voi? Poate, Vasile, mai întâi să ne spui tu și pentru genul tău de muncă. Da, aici e momentul ăla în care trebuie să mulțumim și în mod oficial Federației Române de Canotaj, respectiv doamnei președinte Elisabeta Lipă, care s-a implicat și se implică foarte mult să ofere cam aproape tot ceea ce avem nevoie. Că sunt extrem de puține lucruri pe care să nu le avem acum și să spunem că nu se pot realiza. Adică e suficient doar să spunem că avem nevoie de altceva în plus și se poate, să găsești o soluție. Pentru performanță, în ultimii ani s-a găsit soluția aproape la orice. Nu știu, nu au fost cereri personale, însă cererile care au fost la nivel de performanță și-au găsit o rezolvare. Acum, să nu credem de aici, să nu tragem concluzia că da, sportivii au tot ceea ce au nevoie, așa vine și gata. Nu, e nevoie de niște oameni foarte puternici în spate care să se lupte pentru asta și chiar dacă nu sunt pârghii de a oferi ceva, să le creeze. Și atunci e cazul să mulțumim și celor care fac eforturi din spate și asigură Exact. Și contribuie la aceste rezultate grozave. Da, eu vreau să punctez un lucru foarte interesant. Vedeți cu câtă lejeritate vorbesc ei despre antrenamente, că-s grele, că sau nu, competiții. Să nu uităm că ei stau minim 11 luni pe an în cantonament și minim 11 luni pe an muncesc în fiecare zi extrem de mult. Și față de alte sporturi, cred că nu vreau să exagerez, dar liniștit, antrenamentele lor în 2 săptămâni sunt cât antrenamentele în alte sporturi pe o lună. Adică distribuția efortului fizic este absolut incredibilă și dacă ar sta doar să povestească câte kilograme ridică la antrenamente de forță sau câți kilometri vâslesc într-o lună, efectiv ați zice că e din altă lume ceea ce se întâmplă acolo. Și totuși își găsesc forța să meargă mai departe și își neacă frustrarea de a sta separați de familie, de prieteni, de socializarea asta, petreceri, să zicem, și alte lucruri. Și toată frustrarea asta o transformă într-o energie să aibă un antrenament din ce în ce mai bun, pentru că la final își doresc ceea ce e mai important pentru un sportiv, să aibă motivația intrinsecă, să cânte imnul pentru ei. Și să aibă aceste medalii la piept. Ați venit cu medaliile în studio. Pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook, sunt imagini incredibile cu, poate și cu bătăturile voastre, poate le arătați din nou ca și data trecută când ați fost aici, palmele pline ale de bătături. Ale tale nu prea, Ionela. Ce faceți în luna aia când sunteți mai liberi, când luați o perioadă de repaus, cum vă petreceți timpul când nu sunteți la antrenamente sau la concursuri? Sergiu? Practic eu când ajung acasă iau meleagurile Bucovinei la pas și încerc să-mi reîncarc bateriile cutreierând toate plaiurile care mă înconjoară și locurile pe unde am copilărit pentru a le surprinde în imagini. Voi ce pasiuni, ce hobby-uri aveți, ce alte modalități de a vă încărca bateriile? Ionela, Marius împreună, nu bănuiesc. Da, da, da. Noi ne place foarte mult să călătorim, dar când ajungem acasă, cam 2 săptămâni sunt rezervate vizitelor. Avem o familie foarte mare și vrem să ne întâlnim cu toții, așa că de acolo ne luăm energia. Marius, ce urmează să faci după competiția, după mondiale? După mondial luați pauză sau mai aveți apoi? O să avem, cred că o să avem o pauză, nu știu exact de cât timp, dar ceea ce vrem după să ne relaxăm, să lăsăm un pic la o parte canotajul și să ne acordăm timp mai mult pentru noi, să ne bucurăm de familie, de prietenii de acasă și să petrecem cu toți împreună. Sunt aceleași gânduri cu care ai venit și de la Tokyo acum 2 ani în postura de vicecampion alături de Ciprian Tudosă și atunci vorbeam și despre urmele care nu se văd, care rămân, nu numai cele din palme, mai sunt și alte urme. Poate că meritați și voi poate mai mult recunoștință din partea factorilor politici din țară. Oricum ați primit un semn foarte bun acum când ați fost toți prezenți acolo. Toți canotorii, toți campionii României merită recunoștința noastră și la cât mai multe succese. Noi vă dorim, vă ținem pumnii ca voi să aveți succes acolo și să ne aduceți bucurii în continuare. Care sunt așteptările pentru mondiale, Vasile? Este un an care teoretic, în teorie, nu are foarte multă presiune pe noi, pentru că anul viitor este anul cu mare presiune, că este anul de calificare pentru Olimpiadă și atunci cred că este o verificare finală bună în care, bineînțeles, ne dorim ca la orice concurs cât mai multe medalii, reprezentare cât mai bună a României, dar în același timp trebuie să înțelegem că este momentul în care dacă mai sunt lucruri de remediat, acum e momentul. E mai important mondialul sau Olimpiada? De la Olimpiada, cu siguranță, e cea mai importantă. Bun, succes în toate competițiile care urmează. Mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi și de prietenii care ne ascultă. Dacă mai aveți și ceva de spus, de transmis familiilor, celor care vă ascultă în acest moment și vă sorb cuvintele și pentru care sunteți poate niște modele de urmat. Sergiu. Mulțumim tare mult pentru invitație și îi salutăm pe toți cei de acasă care ne susțin. Și pentru mondiale, urmăriți-ne cu nerăbdare, cu interes. Marius, Ionela? După cum a zis și Sergiu, urmăriți-ne în continuare, pentru că avem multă nevoie și promitem că în continuare o să facem rezultate strălucitoare și spectaculoase. Da, așa o să fie, nu? Eu așa cred. Bun, bravo. Vă ținem pumnii. Felicitări încă o dată. Mulțumim. Și mulțumim și noi. Marius Cozmiuc, Ionela Cozmiuc, Sergiu Bejan și Vasile Oșean în studio la Radio România Actualități.